președinte, distinși colegi, o intervenție nu neapărat pe acest subiect, unde cred că se va vota în unanimitate pentru, ci o chestiune cum în legătură cu acest aspect și cred eu că ar trebui, cu ocazia acestor manifestări prelejuite de Ziua Muncii lui Craiova, să fie avute în vedere și alte persoane care, alți craioveni care au obținut anumite premii și, de exemplu, ca și informație, zilele trecute Adela Liculescu, o craioveancă, a obținut premiul 2 la concursul internațional George Enescu la secțiunea Pian. Cred eu că ar fi bine să notăm și acest nume și să avem în vedere cu încercarea tocmai de a puncta, să spunem, într-un fel, nu neapărat financiar, efortul domniei sale. Mulțumesc! Da? Să punem la vot? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? A trecut punctul 17. Hotărâre privind înscrierea municipiului Craiova la competițiile European Best Destination 2021. Cine e pentru? Domnul Săuleanu? Cine? Mai dorește? Domnul Drăgoescu? Și domnul. Pe acest aspect, domnule președinte, distinși colegi, la prima vedere nu aveam motive să ne opunem. În realitate nu este neapărat o competiție, mai degrabă este vorba de un site, este vorba de o încercare, de o campanie de promovare a orașului. Suma, din câte mi-am aminte, cred că 24.480 euro. Cunosc site-ul, am verificat și înainte, știam și din trecut. În principiu, cred eu că ar trebui să ne aplicăm puțin mai mult asupra condițiilor, odată că nu am văzut un contract atașat, decât să vedem care sunt obligațiile acestei asociații. Pe de altă parte, nu am observat niște targeturi. Bun, faptul că iau milioane de vizitatori, că eu știu, sunt orașe care sunt susținute, dar mă refer la orașele turistice cunoscute, cred eu că ar fi trebuit să vină și să avem atașat o strategie clară, făcută de acest site, cu aplicare, repet, clară la situația Craiovei. De asemenea, consider total inoportună ca să înceapă cele 12 luni, termenul de 12 luni să înceapă să curgă de acum, pentru că situația încă nu este clarificată și cred că și acest an este cel puțin în parte ratat. Adică nu are rost, poate avea o logică, dacă ar începe de la 1 ianuarie, să spunem, 2022, sau dacă știm că, într-adevăr, după 1 octombrie nu avem, atunci avem 1 octombrie 2021, 1 octombrie 2022. Așa cum este făcută propunerea, practic prin plata sumei încep să curgă și plata s-ar face imediat, ar curge de acum din luna aceasta. Ori, din punctul meu de vedere, trebuie să avem în vedere traficul aerian, trebuie să avem în vedere restricțiile, problema acelui permis, da, internațional. Adică sunt aspecte care s-ar putea să conducă la neobținerea unui rezultat. Conjunctura aceasta să nu ne ajute și să facem o publicitate fără să avem, să spunem, un rezultat scontat. Așadar, și din acest punct de vedere, poate genul acesta de contract și, mă rog, de contract, de sumă și de idee de promovare, de marketare, să fie poate la anul. Însă, am mai avut discuții în Consiliu. Cred eu că ar trebui să se vină cu o strategie coerentă cu privire la turism. Nu este suficient să spui că vom promova cele mai importante muzee din Craiova. Bun, lăsăm la parte că nu avem foarte multe, adică ar trebui să fie ceva mai clară și să se cuprindă de municipalitate. Pentru că avem nevoie. Toți am recunoscut că are nevoie Craiova de îmbunătățirea imaginii, că avem nevoie de turism cât se poate într-un oraș de câmpie și posibilitățile pe care le oferă Craiova. Trebuie să recunoaște că, într-adevăr, înainte de pandemie, crescuse numărul, într-adevăr, de turiști în Craiova. Este o realitate. Deci putem să mergem pe... sunt de acord să cheltuim nu doar 20.000, putem să cheltuim 10.000, 100.000, să aducem, să crește. Dar eu cred că ar fi făcută de profesioniști, o astfel de, poate să avem o opinie, da? Cred că mai toate orașele au beneficiat de o astfel de expertiză,
făcută pe termen mai lung și, repet, pe situația concretă a Craiovei, care nu are nici munte, nici mare, dar nici nu are un trecut, eu știu să spunem, medieval care să ne ajute și atunci trebuie să identificăm acele oportunități. A da doar o astfel de sumă, un astfel de site, 24.000, cred că dacă nu cuantificăm care este rezultatul și când îl obținem și să-și asumăm un astfel de rezultat, credem că cel puțin acest de moment este prematur o astfel de hotărâre. Mulțumesc! Da, domnul European Best Destinations 2021. Din punctul meu de vedere, este bine că se promovează. Orice promovare a orașului este benefică. Numai că avem o problemă, din punctul meu de vedere, în primul rând de imagine, poate și de siguranță în trafic și alte lucruri. Acum o săptămână mergeam cu mașina pe Potelu și apoi pe Bucura. În fața mea era o mașină de turiști, cred, cu numele de Olanda. Când am intrat pe strada Bucura, în fața noastră erau două căruțe. Olandezii au început să facă poze cu telefonul la acele căruțe și mi-am dat seama că noi chiar avem o problemă, pentru că la toate intrările în oraș apar aceste atelaje și o să ajungem în loc să ne numim Lion City, o să ne numim Atelaj City. Trebuie să rezolvăm odată și pentru totdeauna această problemă. Nu este posibil așa ceva ca în 2021 să mai circule prin oraș și sunt anumite zone, domnule Mateescu, unde sunt prezente aceste căruțe care mută gunoiul dintr-o parte în alta. Asta fac ei, mută gunoiul dintr-o parte în alta. Este zona aia acolo pe hotelul Bucura, Brestei, Barela Vâlcii. Săptămâna trecută mi-a zis un prieten că a văzut o căruță pe Amaradia. Nu au ce să caute aceste căruțe în oraș. Să meargă pe câmp pe unde vor ei. Trebuie să luăm niște măsuri și să terminăm odată cu aceste patelaje. Și colegul meu, Vocinovski, a semnalat. El a fost un accident la intrare în oraș. În multe situații merg copiii le conduc, da? Care vă dați seama că nu cunosc nicio regulă de circulație, sunt efectiv un pericol în trafic. Trebuie să rezolvăm această problemă. Da, domnul Gregorescu? Mulțumesc. În afară de oportunitatea momentului, așa cum spunea și colegul nostru, domnul Săureanu, nici eu nu consider momentul oportun din cauza pandemiei, adică decizia este pe fond bună, însă momentul nu este bine ales. Am putea să mai amânăm câteva luni până vedem în ce parte au lucrurile. Însă eu aș vrea să mai fac o observație și să se consemneze și cumva să monitorizăm. Adică noi investim, să zicem, acești 24.000 de euro și așa cum zicea și doamna în ședința comisiei de la marketing, ar trebui pe următorul an de zile să facem un chestionar în toate hotelurile din municipiul Craiova și să vedem efectiv care este rezultatul acestui efort financiar din partea municipalității. Adică să vedem, domne, am investit 24.000 de euro, să vedem câți turiști au venit în urma acestei campanii. Pentru că putem să tragem concluzia peste un an că nu a avut niciun efect sau rezultatul a fost foarte bun și atunci poate să creștem suma pe care o investim. Vă mulțumesc. Domnul Bocinochi vrea să ia cuvântul. Și domnul Musas. Mulțumesc, domnul președinte, domnul primar. În completarea colegului Cosmin, așa cum a spus, el la intrarea în Făcăi un tir a dat peste o căruță. I-a făcut praf. Stau și mă întreb dacă ar fi fost un autoturism civil, să zic așa. Nu cred că ar mai fi rămas nimic din ocupanția acelui autoturism. Vreau să vă spun că în săptămânile trecute am făcut postări aproape zilnic, o perioadă, văzând că nu se întâmplă nimic, până la urmă a renunțat. Cu aceste atelaje care circulă în fiecare zi pline de sârmă, fiervechi prin Romanești, dinspre Făcăi, Podari. Toate aceste, cele două intrări în Craiova, având și două benzi, câte una pe sensul de mers, vă spun că se fac ambuteiaje foarte mari în perspectiva a ceea ce propuneți dumneavoastră ca și un oraș turistic,
nu cred că ne face cinste absolut deloc. Ca să nu mai punem din punctul meu de vedere lucrul cel mai important, siguranța cetățenilor pe drumurile publice. Vă mulțumesc. Sunt și eu în asentimentul colegilor mei și cred că nu este un moment oportun pentru a aloca această sumă în acest moment. Mai întâi trebuie rezolvate problemele cu care se confruntă municipiul Craiova, care au fost deja enumerate de colegii mei. Și aș dori să ne amintim puțin ce s-a întâmplat cu proiectul Capitală Culturală Europeană. În 2016, când s-au cheltuit, cred că, aproape 1 milion de euro, dacă nu mă înșel, mă rog, o sumă destul de mare, și efectul nu a fost cel așteptat, exact. Domnul Dindirică, încercați să nu mai vorbiți fără să vă dea domnul președinte cuvântul, că nu mai sunteți președinte de ședință. Și vedeți că ședința se desfășoară mult mai, în condiții mult mai bune. Da, și în raportul înaintat de Comisia Europeană, ce spune atunci? Proiectul este subdezvoltat, dezorientat și centrat la nivel local, iar orașul îi lipsește capacitatea managerială de a administra un titlu atât de important. Teama mea este să nu se întâmple și acum același lucru și de aceea nu voi vota acest punct. Mulțumesc. Doamna primară, urmează să răspundă. A, și domnul Săulean. Un răspuns de intervenție. Ca să ne dăm seama de necesitatea unei strategii coerente, în urmă câteva luni de zile, când la fel am avut invitații în Craiova, am constatat că nu există, de exemplu, la Muzeul de Artă, un album legat de Craiova sau un album legat de Muzeul de Artă. Sau, deși s-au publicat de curând Murărețu, domnul Murărețu și o echipă, mă rog, sunt mai mulți istorici, cunoașteți locali, amatori, au scos o lucrare legată de Craiova. Știu că și înainte nu existau astfel de albume și o inițiativă de genul ăsta poate să are în vedere, dar de asemenea anul trecut, până în pandemie, când aveți la aeroportul nostru, la fel nu exista o hartă a orașului, nu exista, adică dacă nu le vedem integrat toate aceste lucruri, degeaba plătim o sumă pe o aplicație și îți vine cineva, efectul va fi evident efect de bumerang negativ. Mulțumesc! Doamna primar! Mulțumesc, stimați colegi. În primul rând, aș vrea să vă atrag atenția că acești bani provin din taxa hotelieră, deci nu sunt plătiți din bugetul local și nu pot fi folosiți decât în activități care sunt de promovarea orașului. Deci, eu zic că e mai bine să ne promovăm pe niște site-uri internaționale, așa cum fac alte orașe din municipiu, din România, alte municipii din România, este mai bine să ne promovăm și în presa națională, să ne vedem mult mai des cu lucrurile bune pe care le are orașul, decât s-a întâmplat până în aceste momente când promovarea noastră a avut de suferit. În ceea ce privește condițiile de pandemie, sunt aceleași în toată Uniunea Europeană. Deci nu suntem noi într-o zonă roșie, să nu putem să primim turiști. Suntem exact în situația în care sunt și celelalte țări. Dacă cineva vrea să viziteze orașul Craiova sau vrea să viziteze, nu știu, un oraș din o altă țară europeană, trebuie să facă fix aceleași lucruri și să îndeplinească aceleași condiții. Deci, din punctul acesta de vedere, nu văd de ce nu s-ar vota pentru a intra într-o competiție unde nu trebuie neapărat să fim câștigători. În schimb, trebuie să ne vedem la nivel internațional. Dacă se va afla despre Craiova, de exemplu, care un parc medaliat cu aurul la Paris sau o construcție cum este acum oului Brâncuș din curtea Muzeului de Artă, care este o construcție unicată în Uniunea Europeană, sau toate celelalte lucruri frumoase pe care le avem de oferit, centru vechi, grădina botanică, alte parcuri, cred că va fi un lucru benefic pentru orașul Craiova. De aceea am susținut ca, repet, din această taxă hotelieră, pe care nu o putem folosi decât în activități de promovare, să intrăm totuși pe o zonă unde e campionierat pentru noi. În schimb, alte orașe din România au folosit-o de ani buni și se și vede în ceea ce se întâmplă din punct de vedere al turismului acolo. Mulțumesc. Da. Supus spre aprobare proiectul. Pentru? Împotrivă?
Abținere? A trecut proiectul. Proiectul numărul 18, privind aprobarea organigramei și statului de funcțiuni al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Neurofiziologie Victor Mame și Craiova. Discuții? Doamna Ungureanu? Anul trecut, în luna mai, s-au angajat 56 de persoane la Spital Victor Babeș și pe lângă acesta a fost și acest post de doctor la Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, care a fost desfințat. În momentul acela am făcut interpelare să nu se desfințeze, întrucât are un rol important în acreditarea spitalului avut și cu toate acestea acest post a desfințat. Acum schimbăm un post de asistentă în doctor specialist în cadrul Serviciului Management al Calității Serviciilor de Sănătate. Primul lucru, faptul că a plecat acel doctor cu postul în alt serviciu, cred că a fost o greșeală, întrucât se putea angaja pe alt principiu. Apoi mai sunt împotriva, nu înțeleg de ce la laboratorul spitalului trebuie să mai angajeze un medic primar la laborator în condițiile care sunt 6 medici de laborator și sunt 17 asistente și transformăm acum un post de asistent în medic primar direct, nici măcar specialist. În condițiile în care mai există un laborator la TBC, în care sunt și acolo doi medici, doi biologi și două asistente sau cât sunt. Cred că nu este nevoie de acest post, în primul rând, pentru o cheltuială foarte mare. O să ne opunem acestui punct de pe ordinea de zi Consilierii Liberali și vreau să fie mult mai atenți în faptul ce schimbă, ce din asistent în doctor. Momentan nu așa se mărește bugetul. Vă mulțumesc! Doamna directoare, doriți, doamna Ungureanu, răspunde la doamna directoare? Nu? Atunci, supunem votului. Punctul 18. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este... se abține? A trecut. Punctul 19. Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcțiuni al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine pentru? Împotrivă? Cine se abține? Nu mă spune. A trecut. Proiectul 20. Privind aprobarea organigramei și statului de funcțiuni al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine e pentru? Împotrivă? Abține? Da? La proiectul a trecut. 22. 21. Hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcțiuni ale poliției locale în Craiova. Discuții dacă sunt. Dacă nu trebuie să mă vot, cine e pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Soian? V-ați abținut, da? Da? Proiectul 22, privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, numărul 221/2018, referitoare la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Craiova. Discuții. Domnul Stoian. Mulțumesc, domnul președinte, doamna primar, doamna viceprimar, dragi colegi. Aș vrea să vă spun că, fiind în Consiliul de Administrație al Sportului Municipal Craiova, împreună cu colegii
liberali, suntem de acord cu înființarea celor două secții care vreți să le facem la acest club, secția ecvestră și secția Chempăvechit, boxing, având în vedere că în municipiul Craiova funcționează 20 de cluburi de kickboxing și pentru organizarea de gale, cum am mai văzut în sala polivalentă, putem aduce iarăși, în momentul când se dă voie, putem aduce iarăși o grămadă de spectatori în sala polivalentă. De aceea, vă propun ca să atragem cât mai repede, având în vedere și la ce a comunicat doamna viceprimar, vis-a-vis de faptul că în momentul de față sala polivalentă este sau creează un gol mare în bugetul ADPFL-ului, suntem de acord să o atragem în cadrul clubului și pentru faptul că toate activitățile clubului se desfășoară, sau marea majoritate se desfășoară în sala polivalentă. Asta ca o propunere. Iar a doua propunere care o am, trebuie să facem ceva, dacă tot modificăm regulamentul, pentru că la marea majoritate a secțiilor avem rezultate. În schimb, la handbal nu avem rezultate, iar acolo se duc cei mai mulți bani. Am tot solicitat și oficial și în ședința trecută să găsim o soluție, să legăm, să corelăm salariile sportivilor și a staffului tehnic de rezultatele sportive. Așa mi se pare normal. Pentru că avem secții la care avem rezultate sportive și nu avem posibilitatea să-i premiem. Atât am avut de spus și mai am o singură problemă mică. Asta pentru toți consilierii și doamna primar și doamna viceprimar. În Consiliul de Administrație suntem în felul următor. Trei de la club angajați, unul de la primărie și un consilier. Nu știu dacă e corect, pentru că nu se pot lua hotărâri corecte după mine. Toți, cel de la primărie și cei din club, sunt un pic mai timorați în momentul în care avem de luat hotărâri. Aș propune, serios, ăsta e adevărul. Așa este, dar și nu ține de noi să schimbăm lucrul ăsta? Domnul Stoian, să-i aducem la o ședință de Consiliul Local. Păi să știți, ar fi da. Ne-a cam timorat. Mulțumesc mult de tot. Da, doamna viceprimar, Consiliul de Administrație al școlilor și al SCM-ului sunt fixate prin legislație, deci nu putem să facem acest lucru, însă cred că știți că se poartă discuții și se lucrează la regulamentul intern, care va schimba, vom intra într-o ședință următoare cu regulamentul intern al clubului, în care vom prinde atât premier cât și sancțiuni financiare pentru echipele care nu își îndeplinesc obiectiv. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? A trecut. Proiectul 23. Modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova numărul 166 pe 2023, efectuare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație are un unități de învățământ. Da? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? A trecut și proiectul acesta. Proiectul 24, hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al doamnei Nicolaițe Lorena, administrator al SPC Termourban Craiova SRL. Discuții? Supunem la vot. Pentru? Împotriva? Abțineri? Da? Proiectul 25, privire partizarea în vederea închirierii a locuinței sociale situate în municipiul Craiova. De fapt, aici sunt de la 25 până la vot nominal. La proiectul 25. Pentru. Împotrivă. Abține. Proiectul 26. Pentru. Unanimitate. Proiectul 27. Pentru. Proiectul 28. Pentru, unanimitate, proiectul 29, pentru,
Unanimitate sau nu? Împotrivă? Abțineri? Da. Proiectul 30? Pentru? Unanimitate. Proiectul 31? Pentru? Pentru? Unanimitate. Proiectul 32? Pentru? Proiectul 33? Pentru? Unanimitate. Nu, a, intervenție. Domnul Marian Vasile, la proiectul 33. La proiectul 33, noi v-am solicitat să le trageți de pe ordinea de zi și să se vină cu alt raport de evaluare. Actualul raport de evaluare nu ne mulțumește și dacă va rămâne pe ordinea de zi, vom vota împotrivă. Da. Înțeleg că vi se pare prețul mic sau ce? Dar este licitație publică. Adică e un preț minim de la care se pleacă. Corect, și e licitație publică și poate să ajungă clasul astronomice. Depinde cât sunt care să liciteze. Tocmai de aia vă solicităm să trecăm cu credință. Nu, că nu pot în logica. Deci aș retrage în condițiile în care oricum e licitație și pot să participe. Dacă dumneavoastră cunoașteți pe cineva care oferă mai mult, trimiteți-l la licitație. Niciun fel de problemă. Înțelegeți greșit problema. Noi votăm acum un raport de evaluare pe care nu-l considerăm corect. Dumneavoastră distrugeți discuția în altă zonă, licitați. Noi raportăm un raport de evaluare care ne nemulțumește. Înțelegeți? Eu o duc în legislație. Așa prevede legislație. Este un raport de evaluare care s-a făcut control de către un specialist anevar și mai departe va fi o licitație. Dacă prețul va fi mai mare decât cel scortat, Doamne ajută, asta ne dorim cu toți. Nu vreau să ne certăm, dar trebuie să înțelegeți că noi nu ne mulțumesc acest raport de evaluare pe care... Supunem la vot. Împotriva? 13. Da? A trecut. Proiect 34, privind aprobarea modificării contractului de închiriere încheiat între SCE Pieță pentru Creaba și SCE Accesorii Subastante și Piese OCSRL. Dacă sunt discuții? Nu sunt. La vot? Supun la vot? Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Proiectul 35, privind însușirea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în Craiova, strada Madonna Dudu, numărul 21. Vot cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru? Da. Așa, proiectul 36, privind însușirea raportului de având ca obiect prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție a terenului situat în municipiul Creava, strada Nicolae Ionescu, numărul 1C. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Da? Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenței pentru terenurile situate în municipiul Craiova, Brazda lui Novac, numărul 66, complex vechi. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către distribuție energie Oltenia a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Craiova, cartier Craiuța Nouă, Bulevardul Dacia, în vecinătate de nord, la stații de transformare de 113, 26. Da. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. 39. Hotărârea privind încetarea dreptului de folosință gratuită al parohiei Luca Jiului, asupra terenului situat în municipiul Craiova, strada Siretului, numărul 39. Domnul Marian Vasile? Apen. Cine, supunem la vot, cine e pentru? Unanimitate, da? Proiectul 40, privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova și medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în Municipiul Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 41. Pentru?
Unanimitate, 41 proiectul, privind prelungirea duratului contractului de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova și medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în Municipiul Craiova, alea Arhitect Duiliu Marcu, numărul 16A. Pentru? Împotrivă? Nu. E unanimitate. Să 42. Pentru? O abținere, domnul Sas. 43. Pentru? 44. Pentru? 45. Pentru? 46. Pentru? 47. Pentru? 48. Pentru? 49. Pentru? 50. Domnul Marian Vasile, dați-vă rog microfonul. Mulțumesc frumos. Din nou discutăm despre deșeuri și mandatăm pe doamna primar să voteze sau nu în adunarea generală a Asociației ADIE Codolj. Printre modificările aduse la acest regulament, văd că se modifică frecvența de colectare și nu înțelegem frecvența de colectare a deșeurilor menajere la cetățeni. Deci am înțeles până acum că toți cetățenii se plătească o taxă la taxe și impozite, e clar. În schimb, nu înțelegem aici cu ce frecvență ni se ridică și nu înțeleg de ce se renunță la precizarea capacității recipientelor de colectare pentru deșeuri menajere. Adică știm doar că avem o taxă, nu știm cât ni se ridică și când ni se ridică nouă craiovenilor. Mulțumesc frumos, vă vot împotrivă. Da. Alte intervenții nu mai sunt. Răspunde domnul director Glăvan. Toate modificările care se aduc acestui regulament, așa cum am explicat și ieri în ședință, privesc în cea mai mare parte partea de legislație care s-a modificat din 2018 până în 2021 cu privire la frecvența de colectare a deșeurilor în mediul urban, periurban, rural și rural mediu. S-a micșorat frecvența de colectare, adică nu se mai face la 5 zile, se va face la 3 zile în urban, iar la rural, în funcție de localități care au solicitat să se facă o dată la 2 săptămâni sau o dată la 1 săptămână și pentru aceasta și au plătit până în momentul de față taxă diferențiată, iar cu privire la capacitatea recipientelor de colectare, s-a menționat că sunt pubele pentru rural, pentru urban de 120 de litri pentru colectarea deșeurilor menajere și de 240 de litri pentru deșeuri reciclabile, urmând ca începând cu anul 2021, în funcție de cantitatea de deșeuri colectată, să putem să avem pentru deșeuri menajere pubele de 80 de litri sau de 60 de litri. Mulțumesc! Da? Da, de la cetățenii municipiului Craiova așa se vor colecta. Da, ați primit răspunsul. Vot la punctul 50 pentru, împotrivă, abține. Așa, punctul 51. Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii privind atribuirea directă a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate nereglamentate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. Supunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? 52. Modificarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri? Da?
hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova. Da? Domnul Iacon? Sau cine? Sau a, domnul Cărceac? Domnul Cărceac, în spate. Este și primul proiect USR Plus care a ajuns pe ordinea de zi și doresc să iau cuvântul foarte scurt. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru susținerea ta și executivului pentru deschidere. Motivul principal al proiectului este acela de a ne alinia cumva cu viziunea și obiectivele Uniunii Europene, pentru care combustibilul alternativ, dar în special transportul electric, reprezintă viitorul. Pentru a putea face acest lucru, trebuie să încurajăm achiziționarea și utilizarea autovehiculelor electrice, nu doar prin facilitățile fiscale care deja există, dar și prin dezvoltarea infrastructurii, care în momentul de față în Craiova este absentă. Și în felul ăsta, mașinile electrice să devină accesibile pentru cât mai mulți craioveni, nu doar pentru cei care locuiesc la casă și o pot încărca în regim propriu. Iar prin instalarea celor 9 stații pe care București prevăzute într-un proiect anterior al primăriei plus, cele 9 propuse în proiectul de astăzi, care să fie amplasate prin cartierele Craiovei, putem face acest lucru posibil și e un prim pas foarte bine venit și necesar. Mulțumesc! Da. Supunem la vot pentru, împotrivă, pentru, da, unanimitate. 54 până la 60. Supunem doar numărul, strict numărul proiectului. Proiectul 55. Pentru? 54, da. Scuzați. 54. Da, 54, da. O abținere, doamna Ungureanu. 55. Pentru? 56. Pentru? 57. Pentru? 58. Pentru? 59. Pentru? 60. Pentru? 61. Hotărâre privind aprobarea planului urbanizațional referitoare la reconsiderare urbanistică în zona strada Trandafirului, strada Merișorului, în vederea construcției locuințe cu regim de înălțime pentru sun plus mansardă, probabil generat de imobil situat în municipiul Craiova, strada. Da? Sunt discuții, spunem la aprobare pentru? Împotrivă? Abține? Da? 62? Proiectul? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? 63? Spunem aprobare pentru? Împotrivă? Abțineri? 64? Pentru? A, avem proiect nominal. Trebuie să votăm nominal. Corect. Corect. Da, domnul Marian. Cine vă știu? Cine mai e? Lucian din Dirica? Angelica. Angelica Ionela. Acum o să le dăm la modificațiile nominalizări. Putem trece la celelalte puncte. Mai avem ultimul punct, întrebări și interpelări. Da? Cine se înscrie? Domnul Căruțu. Cine se mai înscrie? În spate. La domnul Cărceac. Da? Aveți cuvântul. Dați microfonul, domnul Căruțu. Vreau să vă anunț că ieri m-am întâlnit cu domnul Zuican, șeful poliției rutiere. I-am solicitat o situație referitor la zonele cu risc mare de accident din oraș, în vederea montării delimitatoare de viteză, la trecerii de pietoni, școli și grădinițe. Când o să primi răspunsul de la domnul comandant, o să fac un refresh și o să vorbim mai mult pe tema asta. Aș dori
să semnalez o problemă pe strada Bucura, dacă tot am amintit-o cu căruțele. Pe acolo nu sunt rotoare, adică sunt prevăzute, sunt niște borduri, dar între bordurile și garduri a crescut iarbă de vreo 40 de centimetri. Așa bănuiesc că putem să facem măcar pe o parte un rotoar, având în vedere că traficul greu în oraș intră pe strada aceea, da, hotelul Bucura și iese spre Malul Mare, spre Vechet. Sunt oameni care au copii mici și merg cu căruciorul și n-au unde se plimbe cu copii. Da? Am mai semnalat o problemă la Comisia de Urbanism, am vorbit cu doamna arhitect. Ar trebui, din punctul meu de vedere, să ne gândim la o măsură suplimentară de protecție pe spanarea Teatrului Național. Dânsa a avut o propunere care mie mi se pare foarte ok, să punem ceva glastre cu flori, dar să fie mai solide, pentru că acolo pe esplanadă, dacă ați văzut seara, sunt foarte mulți copii. Cu trotinete, cu skateboard-uri, cu biciclete. Doamne ferește, dacă acroșează vreo mașină și sare pe esplanada aia, se poate întâmpla o tragedie. Și tot seara am observat că mai merg cu viteză anumiți conducători auto și există riscul ăsta să vedem dacă găsim o soluție să-i protejăm cumva. Și cam atât. Da? Telefon. Președinte, numai puțin o întrebare legată de clarificarea buletinului de vot. Avem un membru și un supleant. PSD a făcut Pârculescu membru supleant Dinu. Domnul Marian Vasile a făcut un Gureanu decât titular. Pe cine propuneți la supleant? La supleant. Domnul Marian. Uitați-vă la proiect. Un supleant. Deci noi votăm un membru și un supleant. Pe Cârcea, pe domnul Cârcea. Pe domnul Cârcea, da? Ca să putem lucra corect. Da, da. Haideți să întâlnim pe Cârcea, da? Supleant. Domnul Cârcea, ați solicitat să luați cuvântul. Da, și eu vreau să intervin pe tema limitatorilor de viteză și am înțeles că totuși există deja niște acțiuni în acest sens, în special cu înălțarea trecerilor de pietoni, care e o soluție cumva mai elegantă decât acele de plastic, dar cu toate acestea am putea lua în considerare o soluție mai rapidă, mai ales la zonele de la intrare în careva, care știm cu toții că este o zonă destul de periculoasă și se circulă cu viteză mare și până când ajungem în punctul de a putea face aceste intervenții asupra asfaltului, să putem monta rapidă și limitatoare ca să limităm cumva riscul de accident, pentru că am văzut că au tot fost cazuri. Vreau să mă adaug eu ceva, dacă nu mai puțin. Să termine. Da, dați-i domnului Drăguescu că e lângă. Referitor la limitatoare din asfalt, țin să vă precizez că m-am întâlnit cu șeful poliției rutiere. Nu sunt conforme. Acele limitatoare de asfalt s-a întâmplat în Slatina, un șofer care avea un Ferrari a lovit în acel limitator făcut din asfalt și a spart baia de ulei, a dat în judecată primăria și a plătit primăria. Nu sunt în standard. În toată Europa sunt din cauciuc. Nu există din asfalt înălțat. Da. Mulțumesc. Eu aș vrea să o rog la primar Rela Filip. Știu că atâta are atribuțiile de pe FLU. Am primit ceva solicitări de la cetățeni în ceea ce privește parculețul dintre strada Icuza și Calea București, de acolo, din spate, de la cinematograful Patria. Coșurile din Cluj se colectează cu noi, sunt vechi, sunt sparte. Miroase foarte urât pentru că nu se face curățenie. Locul de acolo de joacă trebuie și el un pic reabilitat. Adică eu zic că ar trebui să, să treacă o echipare de BFL-ului cât de curând acolo, să vedem ce este de făcut, pentru că este un părculeț și deservește câteva mii de familii și este normal să acționăm ca atare. Mulțumesc! Da. Doamna Ungureanu. Vreau să vă rog și eu frumos pe domnul director la RAP să vorbească cu șoferii că nu vor să dea drumul la aer condiționat, spunând că nu au voie să dea drumul și se sufocă în zilele în care am avut foarte mare temperatura. Nu am primit niciun răspuns de 3 luni, dar tot ce am spus, n-am primit niciun răspuns de 3 luni, nicio interpelare. Și
mă întreabă iubitorii de câini dacă acolo, în spatele parcului, le face strafuri încă o dată să se joace câinii acolo împreună. Vă mulțumesc! Da. Deci doamna primar spune că răspunsurile sunt făcute, dar n-au ajuns la destinatari. Nu mai ales să verifice. Da, terminat, nu? Tu vorbim. Nu, nu, nu. Deci revin asupra acelui regulament care trebuie să-l facem. Să vă gândiți cu un reprezentant sau doi, stabilim de comun acord pe grupul. Deci, normal, domnul Săureanu, fiind avocat din partea USR-ului, nu? Din partea PNL-ului. Domnul Marian, pe cine să vă gândiți, pe cine? Să știți că eu nu sunt pentru limitatoarele de viteză. Nici nu le avem prevăzute în buget și eu personal nu cred că ar trebui să le montăm, pentru că în timpul iernii când facem dezăpezirea este o foarte mare problemă. Trec utilajele de dezăpezire și pur și simplu le ia cu lama. Vitele stricăm, au o durată de viață de 6 luni de zile. Sau avem varianta, nu mai facem dezăpezire. Dar zonele astea pe care spuneți dumneavoastră că ar trebui instalate limitatoare sunt exact bulevardele unde se circulă cu viteză mare. Ori nu avem cum să nu facem dezăpezire în zona respectivă. Într-adevăr, așa cum spunea și domnul Cârceac, ne-am gândit că pentru școli să urcăm un pic trecerile de pietoni, astfel încât să-i forțăm pe cei care vin cu mașinile să încetinească în zona respectivă. În ceea ce privește esplanada de la Teatrul Național cu glase cu flori, e o idee bună, o să ne gândim la ea. În orice caz, vreau să știți că în parcul pe care vrem să îl amenajăm, parcul Cornițoiu, care este vis-a-vis de Casa Tineretului, unde sunt 3 hectare și unde noi am scos deja procedură de licitație pentru amenajare de parc nou, care sper să fie gata până la finalul acestui an, am identificat un teren lângă unde putem să facem un skate park, astfel încât să nu mai fie necesar să vină copiii în zona aceasta cu esplanada Teatrului Național. În ceea ce privește tăiatul ierbii de la porțile oamenilor, eu zic că și prea mult se așteaptă de la primărie. Adică oamenii respectivi, eu cred că ar mai trebui din când în când să-și mai îngrijească și terenul pe care îl au la poartă, așa cum am văzut și o să vă propun și dumneavoastră într-una din ședințele următoare, ca asociațiile de proprietari să se ocupe de spațiile verde. Așa se întâmplă în Oradea, așa se întâmplă peste tot. Este vorba de niște sume foarte mici, dar avem foarte multe parcuri în întreținere deja, cu angajațiile de pe tereu, plus alte zeci de hectare pe care vrem să le amenajăm ca și parcuri în perioada imediat următoare. 3 hectare și jumătate am spus deja că este vorba de parcul din față de la Casa Tineretului, apoi vrem să amenajăm Balta Cernele, vrem să amenajăm Valea Șarpelui pe fosta groapă de gunoi cu un nou parc. Deci vorbim deja de câteva hectare de spații verzi. Cu striațiile în asfalt, eu personal sunt de acord, e prima oară când aud că nu sunt conforme. Nu striații, eu vorbeam de acele cocoașe. Nu, cocoașe nu. Striații se pur și simplu se frezează un pic asfaltul. Și eu cred că este suficient. Știți că vinerea a murit o fată de pe cea de tine. Știu. Mașina a murit, era de rogă și mama aia. Știu, dar să știți că asta se întâmplă pentru că nu se respectă legea.
lege. Din moment ce se spune la intrarea în localitate 50 de kilometri la oră și se întâmplă astfel de accidente, putem noi să punem orice, pentru că ei au deja o legislație pe care trebuie să o să respecte. Singapore respectă și se vede așa că... Eu zic că da. În Singapore, sigur, da. Corect. Domnul Drăgoescu, părculețul dintre Faicuza și Calea București, să știți că e teren privat. Este teren privat și cauza asta nu este amenajat. Într-adevăr, avem o problemă cu coșurile de gunoi și cu locurile de joacă, pentru că suntem în proceduri de licitații. Când se vor finaliza licitațiile, vom putea să achiziționăm și coșuri de gunoi și gărduleți pentru asociațiile de proprietari. Și locuri de joacă. Noi am început să schimbăm câteva elemente din locurile de joacă, cele care sunt stricate, deși în continuare este interzisă activitatea în locurile de joacă prin ordonanțele militare, dar ne-am gândit că odată și odată tot trebuie să se dea drumul copiilor să intre în locurile de joacă și atunci trebuie să facem aceste amenajări. Până acum, elementele pe care le-am folosit sunt cumpărate de area de pe FL direct, dar noi avem un acord cadru și trebuie să finalizăm licitația. Doamna Ungureanu, nu există nicăieri o procedură stabilită că nu au voie să dea drumul la aer condiționat în autobuze. Rugămintea este când mai sesizați așa ceva sau oamenii vă mai sesizează să ne spună și care este autobuzul cu care au circulat ca să putem să luăm măsuri împotriva șoferilor. Și în ceea ce privește locul pentru căței, să știți că analizăm mai multe spații unde să facem astfel de locuri de joacă pentru căței. Este și o propunere pe care a avut-o USR-ul la începutul acestui an. Cred că am răspuns la toate interpelările. Domnul președinte, puteți să preluați alegerea de la votul? Da. Puteți să dați și bule din lărere. Comisia. Poate faceți demersuri la minister. Rezonabil.